Надо пойдем, Степан. Stimați concetățeni, am convocat acest briefing pentru a anunța revenirea în campania electorală pentru turul 2. Turul 1 a trecut foarte activ. A fost o comunicare foarte bună cu cetățenii Republicii Moldova în toate raioanele Republicii Moldova. În acele peste 240 de întrevederi care le-am organizat. Și probabil aceasta și a asigurat victoria mea, dacă ținem cont, de votul din interiorul țării. Dar provocarea de bază acum este ce urmează mai departe. Ce vor obține cetățenii Republicii Moldova dacă președinte al țării va fi Dodon sau Maia Sandu? Ce se va întâmpla în țară? Va fi stabilitate sau nu? Ce va fi cu achitarea pensiilor, salariilor, mai multe inițiative care au fost lansate? Eu cred că răspunsul la aceste întrebări contează cel mai mult pentru a lua decizia corectă și decizia finală pentru data de 15 noiembrie. Problema nu este în numele celui care va fi președinte de țară. Dodon sau Maia Sandu. Problema de bază pentru cetățenii noștri este ce va face acest președinte, acest candidat la funcția de președinte pentru locuitorii săi. Cuiva nu-i place de Dodon, pentru că a fost 4 ani la guvernare, sau 4 ani în funcție de președinte, că a dat jos regimul lui Plahotniuc, din care a făcut parte mulți ani Maia Sandu. Și acest lucru cetățenii nu trebuie să-l uite. Cuiva nu-i place de Maia Sandu, pentru că a închis aproape 200 de școli. Dar aceste alegeri vor trece. La fel ca și emoțiile și slăbiciunile unor. Dar problemele rămân. Rămâne pandemia, rămâne necesitatea de a face față crizei economice, de a face față crizei legate de secetă, iar miza campaniei acestor alegeri este cine din acești doi candidați, Dodon sau Maia Sandu, va putea ajuta cetățenii să treacă mai ușor, cu mai mici pierderi, de aceste probleme și provocări pe care le avem în agenda astăzi și care se confruntă marea majoritate cetățenilor din Republica Moldova. De ce mesajul meu pentru următoarele 10 zile și pentru turul 2 către cetățeni nu ține de platformă electorală, nu ține de promisiuni electorale. Dar ceea ce propun eu cetățenilor Republicii Moldova, să încercăm să analizăm lucrurile ce se va întâmpla după data de 15 noiembrie. În caz dacă președinte va fi Dodon sau Maia Sandu. Cred că este foarte important ca următoarele 10 zile cetățenii Republicii Moldova să aibă ocazia să evalueze perspectivele țării noastre, ținând cont de posibilitățile fiecărui candidat de a face față acestor provocări. În urma multiplelor întrevederi cu cetățenii, știu foarte bine care subiecte sunt cele mai actuale. De aceea eu propun să le examinăm, cum iubește cineva să spună, pas cu pas, să examinăm pas cu pas soluțiile pentru fiecare dintre aceste probleme. Eu le-am grupat în 10 blocuri. Prima, pandemia, sănătatea publică. Eu consider că în nevoile și necesitățile cetățenilor aceasta este numărul 1 în agenda la ziua de astăzi. La moment, noi împreună cu colegii din guvern gestionăm această situație. Cu toate că numărul de cazuri în Republica Moldova este mare, dar dinamica este mai îmbucurătoare decât în multe țări vecine și țări membre ale Uniunii Europene. Am stopat lichidarea spitalelor raionale.
așa cum o făceau cei din guvernele precedente, așa numită optimizare. Macmaia Sandu făcea la școli, pe urmă a început la spital. Am început procesul de dublare a salariilor la medici. Prima etapă la 1 septembrie, următoarele două etape deja sunt incluse în proiectul bugetului pentru anul următor. Îmi pun o întrebare foarte simplă. Dar ce a făcut oare Maia Sandu pentru medici? Ce a făcut guvernul Maia Sandu pentru a pregăti țara de această pandemie și de această situație dificilă? În afară de continuarea optimizării spitalelor și multiple licitații care au dus la ceea că nu avem medicamente când am intrat în pandemie. Blocate de Iași, așa numitul guvern Harvard, de anul trecut. Toate aceste date cetățenii trebuie să le cunoască și le vor cunoaște. Agenții economici, părinții, profesorii mă întreabă: domnul Dodon, în contextul pandemiei, în contextul COVID-ului, vor fi sau nu restricții din noi? Va fi din nou carantină totală pe țară, așa cum e în Europa. Stimați agenții economici, stimați concetățeni, dragi părinți, copii, eu vă promit că în calitate de președinte nu voi permite întoarcerea carantinii și restricțiilor pentru activitatea economică. Noi vom gestiona situația așa cum este. Dar eu sunt ferm convins că Maia Sandu va lua exemplu de la țările UE și va închide total țara și agenții economici și din nou școlile și grădinițele. Pe perioada de pandemie. Pentru următoarele 2-3 luni. Și eu aici nu glumesc. A doilea subiect. Social. În situație de criză, în situație de pandemie, în situație de secetă, noi în acest an am asigurat achitarea pensiilor, salariilor la timp. Mai mult ca atât, am găsit bani peste 1 miliard de lei pentru a ajuta pensionarii suplimentari care au pensia mai mică de 2-3 mii de lei. Noi am găsit peste 400 de milioane de lei pentru medici, 300 de milioane de lei suplimentar la educație, voi vorbi despre aceasta mai jos. Și am reușit să promovăm unele proiecte pe care Maia Sandu anul trecut le-a blocat, fiind în coaliție, în alianță, cu toate că a semnat în acordul de coaliție, că va susține inițiativa mea de indexare de 2 ori pe an a pensiilor. A blocat-o în septembrie anul trecut. Noi în acest an am reușit. Fără Harvard și fără populism. Deci, stimați pensionari, stimați concetățeni, eu vă promit și pe viitor să mergem cu indexarea pensiilor de 2 ori pe an. Să venim cu acel suport unic în ianuarie și octombrie. Așa cum am făcut în acest an foarte, foarte dificil. Un subiect important care ține de pensionari este vârsta de pensionari. Majorată până intra eu în funcție de președinte. De către guvernele care cândva au fost împreună cu Maia Sandu. Eu îmi asum angajamentul să revin la acest subiect și să micșorăm vârsta de pensionari. Maia Sandu nu doare capul de asta. Eu voi asigura atingerea acestui obiectiv. 3. Subiect care mă întreabă toți în toate satele, mai îndeoseb mici. Ce facem cu școlile? Cu educația? Consider că în fiecare sat trebuie să fie școală și grădiniță. Cine a închis școlile în peste 180 de sate? Maia Sandu. Ce înseamnă acest lucru pentru aceste sate? Aceasta înseamnă lichidarea satelor din Republica Moldova. Faceți comparații. Noi în acest an din buget am transferat peste 300 de milioane de lei în bugetele locale, administrații publice locale, pentru a acoperi deficitul care este în satele mici, în școlile mici, care trebuie să fie închise în urma formulei introduse de Maia Sandu în 2014-2015. Este vorba de calcularea finanțării în educație pentru școli per elev. 180 ceva, 186 de școli le-a închis și acest proces trebuie să continue. Noi în acest an 300 și ceva de milioane transferate din bugetul de stat pentru a nu închide școli în sat. Ce se va întâmpla în cazul venirii doamnei Maia Sandu la guvernare? Vă asigur, închiderea școlilor în sate va continua. Eu însă vă promit
Că nu vom schimba formula de finanțare a școlilor astfel ca școlile mici în sate să funcționeze. Școli primare, clasa 1-4. Sau gimnazii, cel puțin, trebuie să fie în fiecare sat, în fiecare localitate. Aceasta este funcția statului. Funcția socială a statului care trebuie să fie asigurată. 4. Economie. Maia Sandu propune să stăm cu mâna întinsă la europeni și la Occident. Pentru următoarea doză de credit. Da, noi avem nevoie de împrumuturi, dar nu pentru consum. Noi avem nevoie de împrumuturi pentru infrastructură. Noi ne promitem și ne propunem să dezvoltăm economia, să construim parcuri industriale, să susținem producătorul autohton, dar nu, să nu deschidem piața noastră pentru concernele externe care va distruge producătorul autohton. Asta e strategia Maia Sandu, nu a mea. De aceea, stimați agenții economici, eu vă propun să vă gândiți foarte bine. Pe cine veți susține peste 10 zile? Pe cea care vrea să aducă concerne internaționale și să distrugă producătorul autohton? Sau cei care vor să dezvolte economia națională, să susțină producătorul autohton, să construiască parcuri industriale, să investească în continuare în drumuri? Apropo, anul trecut, în luna august, fiind prim-ministru, doamna Maia Sandu a insistat și a blocat reparația drumurilor în țară. Noi eram categoric împotrivă. A înghețat reparația drumurilor în luna august anul trecut, spunând că e criză. Noi în anul acesta n-am blocat niciun drum. În aprilie, când am modificat bugetul, din contra, noi am mers cu investiții majore mai departe în economie. Faceți diferență. Piețele de export, ține tot de agricultură. În această perioadă noi am putut și am deblocat piețele și din est și din vest. Și eu cred că lucrul ăsta este bine pentru agenții economici din Republica Moldova. Ce face Maia Sandu? Numește Rusia agresor, dușman a Republicii Moldova. Uitați-vă multiple interviuri. Ce înseamnă aceasta? Maia Sandu președinte înseamnă că se blochează exportul? Pun o întrebare. Sau cum vei negocia cu acei pe care îi numești agresori și tiranie și pot să dau citate? Dușmani și așa mai departe. Cum o să negociez cu ei? Stimați agricultori, în special din nordul țării, cei care aveți liveți, care ați exportat anul trecut 240.000 de tone de mere în Federația Rusă. Și merele n-au înghețat pe câmp. Ca pe timpul guvernului Maia Sandu, când era membru a guvernului, în 2014. Sau la începutul 2015. Tot era membru a guvernului. Dar 240.000 de tone de mere anul trecut s-au dus în Rusia. Ce faceți cu un așa președinte? Care numește Rusia agresor. Rămân merele pe câmpuri? Dar suntem acum, la sfârșit de an. Acele facilități pe care eu le-am negociat, ele expiră la 1 ianuarie 2021. Ce facem după 2021? Cu un astfel de pretins patriot președinte. Eu vă propun să vă gândiți foarte bine. Seceta în agricultură. În acest an, foarte dificil pentru agricultură. Și eu vă înțeleg foarte bine, stimați agricultori, vă este greu. La toți ne este greu în acest an. Dar noi am majorat substanțial fondul de subvenționare în agricultură. Noi am găsit 300 de milioane de lei pentru grupa 1. Comparație, ce a făcut Maia Sandu anul trecut, când trebuie să dea 20 de milioane de lei? Când a bătut grindina, livezile din nordul țării. Și agricultorii ce nu au primit niciun bănuț. Noi în acest an am găsit 300 de milioane și am ajutat agricultori. Și vă promit, stimați agricultori, că în calitate de președinte și după data de 15 noiembrie, noi vom găsi posibilitatea să vă susținem și cu grupa a doua. Maia Sandu președinte, instabilitate, haos, o să primiți zero. Să țineți minte ce vă spun. Și aveți exemplu din anul trecut, foarte clar. Faceți comparații. A cincea subiect. Reforma administrativă. Se discută foarte mult că trebuie lichidate raioanele, și primăriile mici.
Eu, în calitate de președinte, cât voi fi în funcție de președinte, stimați cetățeni, stimați primari, vă promit că nu voi accepta lichidarea raioanelor și primăriilor. Maia Sandu și consilierul ei, fost ex-premier, care e mare analist acum, Sturza, au făcut această reformă la începutul anilor 90. Au lichidat raioanele, s-au dus la județe și au început lichidarea primăriilor mici. Faceți comparație și luați decizie. Al șaselea subiect, statalitate. Eu sunt pentru apărarea statalității Republicii Moldova. Eu nu voi permite să închinăm țara rușilor sau românilor. Da, ei ne sunt frați. Și unii și alții. Dar frate, frate, dar fiecare stăpân la dânsul acasă. Ei stăpân la dânsul, noi stăpân la noi. Și vă refer și la frații români, și la frații ruși, la toți absolut. Eu nu cred că este bine pentru Moldova când prima persoană în stat, președintele, este cetățean al altui stat, așa cum este Maia Sandu. Eu vă rog să țineți în calcul lucrul ăsta. Statalitatea Republicii Moldova pentru mine este o prioritate. Iar contracandidatul meu declară că dacă ar fi referendum de unire, i-ar vota pentru unirea, lichidarea statalității Republicii Moldova. Și acum vrea să fie președintele țară. Pentru ce? Să o lichidez? 7. Tradițiile noastre. Eu consider că tradițiile, valorile, credința sunt cruciale pentru un stat. Eu sunt pentru Biserica Ortodoxă, sunt creștin ortodox. Dar susțin și în calitate de președinte, voi fi reprezentant și voi sunt reprezentantul și apărător a tuturor. Dar sunt și alte culte în Republica Moldova. Eu sunt creștin ortodox și evident că în calitate de creștin ortodox merg la biserică. Sunt și alte culte. Dar și alte culte și credința ortodoxă predează pentru valori tradiționale, pentru familii tradiționale. Eu nu particip la marșurile gay din Chișinău, așa cum a participat Maia Sandu în ultimii ani. Eu spun foarte ferm poziția președintelui Republicii Moldova, că nu voi admite așa ceva împreună cu guvernul și colegii. Iar alții deschis spun că vor admite în Republica Moldova aceste valori care nu ne sunt proprii. Deci gândiți-vă foarte bine, dragi părinți. La ce o să ajungem în școli, în programul școlar, cu așa președinte. Уважаемые сограждане, у нас у всех, вне зависимости от национальности, есть только одна родина – Республика Молдова. Все мы – молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары, ромы, даже румыны – являемся гражданами Республики Молдова. И нас это объединяет. И мы должны это ценить. Есть много вещей, которые нас связывают. Это и общая история, это общие победы, это общие сложные периоды. Но есть также ценности, которые нас держат вместе. И мы должны сделать все возможное, чтобы это сохранить. Русский язык в Республике Молдова всегда был языком межнационального общения. Знаете, очень цинично смотреть, как Майя Санду, которая убрала из школьной программы русский язык, начала сейчас говорить на русском и делать газеты на русском языке. И делать листовки на русском языке. Вдруг она вспомнила, что в Молдове 1/3 населения русскоязычное. А где вы были до сих пор, когда запрещали русский язык? Когда уничтожали русские группы и школы в университетах и в селах? Сейчас вам нужен голос русскоязычных. И вы о них вспомнили. Это цинично, это подло. И я уверен, что большинство граждан Республики Молдова, вне зависимости от национальности, это понимает и очень хорошо помнит.
кто есть кто. И до моего мандата президентства, и в течение моего мандата президентства. Я как всегда говорил и поддерживал всех национальностей, всех граждан. Я выступал и на молдавском, и на русском. Везде, на всех форумах. Даже с высокой трибуны ООН или Парламентской ассамблеи Совета Европы. Да даже на Новый год, каждый год я вас поздравлял до сих пор на молдавском и на русском языке. И не вспомнил о русском языке сейчас на выборах. Для того, чтобы кого-то охмурить. Поэтому я вас призываю, уважаемые граждане, чтобы мы это очень хорошо помнили. Девятое. Не надо делить граждан Республики Молдова по национальностям и называть сепаратистами граждан Молдовы, которые проживают в Приднестровье или в Гагаузии, так как делает Майя Санду и члены ее партии. И мы это видели два дня назад. С такими заявлениями Майя Санду может довести ситуацию в стране до новых конфликтов, как в начале 90-х. Тоже были такие, хотел назвать некрасиво, нацики, которые делали такие заявления. К чему это привело? Напомнить вам? Вы опять хотите дестабилизации в Республике Молдова? Я требую от прокуратуры, чтобы срочно занялись, если нужно, уголовное дело на те, которые блокировали граждан Республики Молдова, которые хотели голосовать на президентских выборах. Включая депутатов парламента, зампредседателей парламента. Это очень опасный прецедент. Представьте себе, что приезжают люди, которые не согласны с тем, как голосуют жители одного села из центральной зоны Молдовы и блокируют избирательные участки. Что-то будет. Надо открывать уголовные дела. Так же, как открывали уголовные дела 10-15 лет назад, когда блокировали наши участки, либо выход на наши участки органы так называемого Приднестровья. Тогда прокуратура открыла уголовные дела. Почему сейчас не открываете уголовные дела? Это тоже препятствие. Я в качестве президента Республики Молдова смогу дальше обеспечить этнический мир и спокойствие, и дальнейший конструктивный диалог и с Приднестровьем, и с Гагаузией. И десятое. Я себя считаю потомком победителей в Республике Молдова. 9 мая – это день победы. Был, есть и будет в нашей стране. А 24 августа – это день освобождения Молдовы от фашистов. Но не для Майи Санду и ее команды. 9 мая она считает не днем победы в Молдове. А 23 августа объявляет, что это день траура жертв тоталитарного режима. Зачем разделять? И объявляет, что не будет, если, не дай бог, станет президентом, не позволит нашим солдатам участвовать в Марше Победы на Красной площади в Москве. Нужны нам такие лидеры? Нужны ли нам такие руководители, уважаемые граждане Республики Молдова? Драч кончит эти. Ворокся анализац фуарти деталят. А чести тези, шну дора чести. Шитуати рискурили. Легати девоту дневаста динчин с позичи ноемри. Йосунгата с дезбат о чести субъекти, шну дора чести. Наказу дезбатер лор электорали. Куда мне моя сан? Я рог репрезентанций стафлу имею электорал с элегатуры ку стафлу электорал ал контракандидатулы. Пентру афикса кынд унде шикум. Ну не требует избатери фикаре зи. Уна, доу. Пе платформе не утре. Пентру они экспуни опинили шевизи унде. Ну а венис пчелис куда.
Aveți ziceți. Pregătiți. Stimați concetățeni, eu vă îndemn să fiți foarte atent la toate declarațiile și promisiunile sterile și populiste ale oponentei mele. Uitați-vă la calm, atent, liniștit, analizați. Noi avem ce pierde toți. Statul are ce pierde. Fiecare cetățean are ce pierde de la votul acesta. Dacă e să parafrezez o vorbă din popor, nu schimbați porumbelul din mână pe coțofană de pe gard. Nu schimbați porumbelul din mână pe coțofană de pe gard. Pentru că o să regretăm absolut toți. Eu mă adresez tuturor cetățenilor din Republica Moldova și celor din afara țării, dar în special celor care locuiesc în Republica Moldova. Nu au plecat din țară. Au rămas aici. Cu toate problemele care sunt la noi în țară. Zilnic își duc copiii la grădiniță, cum îi duc eu, la școală. Stau aici acasă, muncesc aici, locuiesc aici. Haideți să ne gândim foarte bine. Ce facem pe 15? Și haideți să ne mobilizăm masiv. Oare nu noi trebuie să decidem soarta acestei țări unde ne cresc copiii? Da, cei din diaspora toți sunt a noștri. Dar ei locuiesc acolo. Da, noi le-am dat dreptul de vot și bine, corect, lasă puteți. Dar care vot trebuie să fie decisiv? Noi care locuim în această țară și copiii noștri trebuie să trăiască în Republica Moldova. Trebuie să construim drumuri. Trebuie să ridicăm economie. Sau să ne dăm soarta celor care de 10 de ani nu au fost în Republica Moldova și poate nici nu vor să vină. Pe care noi stimim, stimăm, îi iubim, îi vrem acasă. De ce trebuie să ne mobilizăm mult mai activ. Și eu sunt fiar convins că ne vom mobiliza. Eu sunt fiar convins și cred în înțelepciunea poporului moldovenesc. Așa cum a fost tot timpul și la cele mai grele provocări și pe cele mai grele timpuri. Eu nu am de gând să împart cetățenii Republicii Moldova în buni sau răi, așa cum face Maia Sandu. Cetățenii sunt diferiți. Unul îi consideră buni, altul îi consideră răi. Dar toți sunt cetățenii Republicii Moldova. Indiferent de etnie, indiferent de ideologie, de viziuni geopolitice, ei toți sunt cetățeni ai noștri, ai Republicii Moldova. Și eu vă promit că am fost, sunt și voi fi președinte al tuturor. Vă mulțumesc. Acest mesaj am vrut să-l acord. O zi bună! Doar o întrebare. Ieri am revenit la funcția de președinte, pentru că e legată de briefingul de astăzi, să vă spun și poziția aceasta. Erau mai multe urgențe. Astăzi deja am semnat cerere, plec din nou în concediu și voi fi în concediu pe parcursul următoarelor 10 zile până la alegeri prezidențiale. Dacă va apărea din nou o urgență, pot să revin din nou pentru a semna decrete. Ce urgențe au fost? Au fost mai multe urgențe legate de semnarea unor decrete cu promovarea unor legi, subiecte ce ține de stabilitatea economică, socială pe perioada de criză și pandemie. A fost și un decret interesant ieri pe care l-am semnat. S-a discutat foarte mult în presă despre o oarecare rize cetățean al României care s-a ascuns în Moldova. Vreau să vă spun că la propunerea Comisiei pentru Cetățenii ieri am semnat un decret prin care am anulat cetățenia acestui personaj. Și deja organele competente din Republica Moldova și România trebuie să facă schimb de informații și de să întreprindă acțiuni pentru a-l expulza din țară pe acest criminal conform justiției din România. Vă mulțumesc, o zi bună!